Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Auzi, mă, voi răspundeți la numere necunoscute când vă sună? Sigur că da. Sunt două, stai că sunt două tipuri de numere necunoscute. Sunt alea pe care nu le știi, nu sunt în agenda telefonului, da. Și sunt alea de scrie private, private number sau număr necunoscut scrie pe el numărul necunoscut. Private number n-am mai primit de mult. Da. Într-o vreme mai erau, nici eu n-am mai primit. Da. Eu răspund la tot. N-am nicio problemă. Am și același număr de telefon din 98. Practic, telefonul meu e aproape public. Practic, n-ai rate la bancă și atunci... Știi? În principiu... Sunt oameni care nu răspund pur și simplu la telefon. Și mă întreb, care e motivația? Adică, de ce nu răspunzi la un număr necunoscut? Care-i treaba? Păi că vorba lui George, poate fi potera. Sau țeapa... Ce sunt niște țepe acum. Sunt unii care te sună de pe numere din diverse țări. Am așa? Înțeles. Circulă. Da. N-am pățit. Păi nu, dar acolo șmecheria e să suni înapoi. A, da? Și nu merge decât la abonament. Adică dacă ai cartelă, ca eu, păi nu mă interesează, că n-are ce să-mi fac. Și pe mine m-au sunat din Senegal. Din Senegal, da. Și din Manchester, din UK. Și? A, și pe mine mă sună. Și n-am răspuns. Nu, păi dar n-avea cine să mă sună din Manchester. Ce mai e prin Senegal? În plus, mai e o chestie, dacă e cineva care chiar vrea să vorbească cu tine la fazele astea, dă un mesaj după aia. Băi, fraiere, te sun din Senegal. Uh-huh. Dă-mi un semn, știi? Corect. Oare cum sună fraieră în senegaleză? Fraieră. Da. Întreb asta, apropo de cazul unui domn turist care, american, s-a rătăcit pe munte în Colorado. Am aflat cel mai înalt munte din Colorado. Muntele Elbert, 4401 metri. E ceva. Da. E munte calor. Mărișor, da. A fost și o controversă. Că inițial îl măsurase la 3999 și după aia l-au remăsurat. Și au mai dat un metru, doi. Da. Deci dânsul a dispărut seara. Da. Nu s-a mai întors unde era cazat. Și, mă rog, sau... A pierdut micul dejun. Și cina. Așa, și cina. Foarte grav. Și oamenii au dat alarma, s-au organizat echipe de căutare, a lipsit mult, adică toată ziua următoare a lipsit. Și au încercat de mai multe ori să-l contacteze pe domnul turist pierdut, inclusiv l-au sunat la telefon. N-a răspuns nimeni la telefon. A de suna, nu era închis. Da, suna. Și îți dai seama ce tare, deci pe muntele Elbert, cel mai mare, 4400 de metri, avea semnal. Deci i-au dat semnal, telefoane astea, n-a răspuns și după vreo 24 de ore rătăcitul s-a întors și că singur la locul de cazare. Da, te-a făcut nevătămat. Era un pic, era înfometat, evident. Și s-a întors jucându-se pe telefon, pe potecă. Candy Crush. Da, un pic răvășit de experiența prin care trecuse și a fost întrebat dacă avea telefonul la el. Și a zis că da, sigur că da. De ce nu ai răspuns? Te suna Salvamontul. Salvamontul nostru american. Crezi că nu știa numerele și el nu răspunde la numere necunoscute. Bravo, domnule. Bă, cum e, mă? Bă, e bine că avea principii. Deci el zice și se ține de ele. Da, a tot căutat, nu pierduse cărarea. Mm-hmm. Și s-a tot învârtit pe munte, a căutat 24 de ore. 24 de ore, bă, te alarmezi la un moment dat. Adică oricât ai fi tu de hiker, de șmecher, de munțoman, cred că după 24 de ore încep să intri la bănuiel. Bă, și dacă tot sună telefonul, tu nu știi pe unde umbli. Păi stai mă puțin. Bă, el avea treabă, căuta poteca aia bună. Da. Ăștia îl deranjau. Nu mă deranjați, a? Da. Aliu! Aliu! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.